Acum când responsabilitatea este cel mai important lucru pentru noi toți, pentru toți românii, pentru că acest virus care, iată, a pus pe jar întreaga omenire și la noi în România, cetățenii trebuie să înțeleagă că este responsabilitatea lor pentru cei dragi, pentru cei cu care interacționează să respecte anumite reguli. Este și cazul Oneștiului, unde iată ne adresăm pentru cei care ne ascultă și care urmăresc Exclusiv TV. Este un moment în care lumea trebuie să respecte ceea ce spun autoritățile și ceea ce trebuie până la urmă să facem mai bine în aceste momente deosebite, spunem noi, cu un caracter cu totul și cu totul special, dacă nu chiar excepțional. De asemenea, presa trebuie să informeze corect și la timp oamenii, pentru că în acest moment în care ne ascultați, dragii mei, sunteți poate foarte mulți în casă și așteptați noutăți de la cel care reprezintă comunitatea din Onești, domnul Nicolae Gnatiuc. Domnule primar, suntem în direct cu dumneavoastră și vă rugăm să ne răspundeți la câteva întrebări. Bună dimineața, în primul rând. Da, aștept întrebările. Cu mare drag vă răspund la orice întrebări. Desigur, prima întrebare ar fi: care este situația în municipiul Onești în acest moment? Din ce punct de vedere? Din punct de vedere al virusului, bineînțeles. Din ce punct de vedere, mulțumim lui Dumnezeu, veștile sunt bune. Nu avem niciun caz, nici măcar, să spun, suspect de coronavirus, dar păi să fie și unul confirmat. Suntem în această fericită situație, sperăm să ne ajute Dumnezeu să rămânem cât mai mult așa, adică fără nicio persoană, fără niciun oneștean infectat cu acest virus. Aveți cunoștință de persoane care au venit în ultimele zile din străinătate, din cele din zona roșie? Sunt persoane care sunt autoizolate la domiciliu și persoane în carantină, nu? Date referitoare la aceste persoane nu vă putem Da, e de la ține, înțeles. Da. Pentru că avem un protocol semnat cu Direcția de Sănătate Publică Bacău, în care, prin protecția datelor, nu putem oferi informații nici cu privire la numărul de persoane aflate în situație de autoizolare, nici asupra numelui eventual. Da, mai ales pentru că e foarte important aceștia să fie în siguranță și desigur protejați de noile reglementări, spunem relativ noi GDPR-ul. Da, care este starea de spirit a cetățenilor, a celor care locuiesc în municipiul Onești în acest moment? Cum îi simțiți dumneavoastră? Pentru că eu vă știu un om activ, sunteți în fiecare zi pe teren, aveți activități foarte multe și ăsta e un lucru important și sunt convins că știți care este starea de spirit a lor în aceste zile. Oneștenii încep să înțeleagă că nu este de joacă. Începuserăm acum 2 săptămâni, așa, într-un spirit, să zic, foarte lejer, să înțelegem că poate fi o simplă gripă sezonieră, dar vedeți și dumneavoastră, mass media, poate câteodată mai mult decât trebuie, ne arată cazurile grave și putem privi către Italia sau către Spania, cum mai nou. Cu toții începem să înțelegem că situația este gravă în Europa, că situația în România evoluează, dar trebuie să fim responsabili în primul și primul rând, să avem grijă de noi, să avem grijă de cei apropiați nouă și de noi, mă refer ca comunitate întregul ei. Nu trebuie să facem decât să respectăm indicațiile pe care le primim de la autoritățile în materie și cel mai important lucru ar fi acela: să stăm acasă. Care sunt măsurile concrete luate de instituția dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți și președinte al Comitetului pentru Situații de Urgență din Onești. S-a restricționat, în primul rând, programul de activitate la instituțiile publice din subordinea primăriei și a Consiliului Local Onești. Fie că vorbim de programul de la primărie, am deschis un ghișe unic unde autoritatea publică locală poate oferi toată susținerea locuitorilor municipiului Onești ce doresc să interacționeze cu administrația publică, fie să plătească taxe impozite, fie să solicite anumite documente.
programul de la bibliotecă, programul de la muzeu, programul de la cinematograf este suspendat pe întreaga perioadă a declararii stării de urgență. Programul oborului săptămânal, de asemenea, este suspendat în această perioadă, iar programul de funcționare a pieței agroalimentare este unul cu restricții, un număr limitat de persoane, maxim 30, în interiorul pieței. Programul ca și timp este redus între 8 dimineața și 17 după amiaza și continuăm în lista de măsuri, bineînțeles că zi de zi ne preocupă să dezinfectăm locurile de joacă, mobilierul urban, băncile, străzile și trotuarele de pe raza municipiului Ionești și alte spații publice, astfel încât să încercăm să contribuim pe cât mai mult posibil la eliminarea, să spun eu, condițiilor de răspândire a acestui virus. Suntem foarte preocupați și îngrijorați. Purtăm un dialog continuu cu cadrele medicale de la Spitalul Municipal Onești, loc unde am generat două corturi, care au rol de triaj și nu facem decât să fim atenți, să vedem ce ne comunică și autoritățile publice centrale, măsuri suplimentare astfel încât de îndată să le luăm și noi pentru a crește siguranța și starea de sănătate a cetățenilor municipiului Onești. În această perioadă, sigur, bănuiesc că mai mult corespondența electronică este utilă pentru cei care totuși au de rezolvat anumite probleme. Puteți să ne indicați un număr de telefon la care să se adreseze instituției primarului? Este numărul de telefon. Numărul de telefon se poate găsi pe site-ul primăriei. Într-adevăr, ne dorim în această perioadă să comunicăm cât mai mult în mediul online. Și totodată vreau să informez pe toți locuitorii municipiului Onești că există posibilitatea de plată a impozitelor, a taxelor prin cadrul portalului ghișeu.ro, funcțional în municipiul Onești. Sigur că există acolo și o adresă de e-mail pe site-ul municipiului Onești. O să vă întreb care este starea de sănătate a funcționarilor din instituția dumneavoastră, din funcționarii publici și cei din subordinea dumneavoastră. Funcționarii publici din cadrul primării municipiului Onești, în primul și în primul rând vreau să vă spun că le-am achiziționat tot ce înseamnă echipament medical de prevenție, astfel încât să nu fie expuși acestui virus. Încercăm să, ca în această perioadă, recomandăm ca angajații primării să-și iau concediu de odihnă sau cei care beneficiază de noua reglementare legală, și anume părinți ce au copii până în 12 ani să beneficieze de 75% din salariul de mediu de bază, să stea acasă alături de copii. Încercăm și promovăm cât mai mult ideea de a sta acasă, acolo unde se poate și oamenii pot să-și ia concediu. Cei prezenți la muncă își fac datoria și starea de sănătate este bună. Nu avem în acest moment niciun caz, să spun, deosebit. Pe finalul discuției noastre, un mesaj pentru locuitorii municipiului Onești. Nu pot spune decât să fim uniți, să fim responsabili, să ne ajutăm și să ne susținem unii pe ceilalți și cel mai important este să încercăm să stăm cât mai mult acasă. Domnule primar, noi vă mulțumim foarte mult, vă dorim multă sănătate și putere de muncă. Acum este nevoie de solidaritate și, desigur, prin intermediul nostru al presei, vom ține legătura cu instituția dumneavoastră pentru a informa cu noutățile care apar între timp. Vă dorim multă sănătate, putere de muncă și să ne reauzim cu bine. Vă mulțumesc și eu foarte mult, de asemenea și eu vă urez multă sănătate și Dumnezeu să ne ajute să trecem și peste această grea încercare cu toții bine. Vă mulțumesc mult! La revedere! La revedere!